înainte de a citi cuvântul lui Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu este un Dumnezeu căruia îi place ordinea și îi place disciplina. Rog frații cu ordinea să îmbrace jachetele ale acelea galbene, apoi dumneavoastră, sub supravegherea lor, să vă așezați cu scaunele unde au fost scaune. Vreau să vă spun un lucru, că dacă cineva vine în control, suntem pasibili de amendă și probabil le închide și locul acesta. Vă rog tare mult, până nu citim scripturile, până nu ne rugăm, întâi să ne disciplinăm pe noi. Nu vă mai feriți de soare, pentru că ne-am rugat după soare, să stăm la soare. E vară. E timpul să ne și bronzăm. Unii care sunteți mai negri la piele, trageți-vă undeva acolo, pe după ziduri. Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Distanța între noi să fie cel puțin de un metru. Noi și aici, uitați, pe bănci. Băncile sunt făcute și este un X în dreptul fiecare, așa trebuie să stați doi pe bancă. Al treilea să se ridice și să poftească acolo că sunt locuri. Vă rugăm frumos, nu vă uitați, și vă rugăm frumos că altfel degeaba stăm aici și ascultăm cuvântul Domnului dacă n-ascultăm și de Dumnezeu. Păi trebuie să ascultăm și să ne respectăm noi unul pe celălalt și apoi să cântăm și apoi să predicăm și apoi să ascultăm. Frații cu ordinea sunt rugați în timp ce voi citi cuvântul Domnului. Ne vom ruga. Apoi familia repede va cânta trei cântări spre slava Domnului. În timpul acesta, frații cu ordinea să treacă printre frați și să-i așeze. Citim cuvântul Domnului care se găsește scris în Psalmul 67. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Să facă să lumineze peste noi fața Lui, ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Dragilor, virusul nu se uită la fața omului. El există. Ne-am adunat aici în prima duminică și mi-a plăcut că am avut masca pe față. Nu mai văd pe niciunul cu mască. Nu e obligatoriu. Dar să respectăm distanța între noi. Și nu vreau ca să vorbim și dumneavoastră să vă faceți că n-auziți. Mă uit la dumneavoastră aici pe bănci, mă uit la dumneavoastră care ați mișcat scaunele în terenul de sport, acolo în spate, apoi în dreapta mea văd că iarăși sunteți adunați unul lângă celălalt. Rog frații cu ordinea, nu-i văd. Sunt 15 frați. Vă rog să luați jacheta și să treceți printre rânduri și să-i așezați pe fiecare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să mă ierte și pe mine dacă v-am spus mai apăsat. Dar nu putem lăsa lucrurile așa. Haideți să plecăm capetele. Dar ne rugăm numai cei care păstrăm distanța. Ceilalți tăceți, tăceți că n-aveți dreptate. Tăceți, plecând capetele și ne rugăm Domnului.